Bulbii de zambilă, lalele, narcise, nu pot fi forțați să înflorească din nou și atunci ei trebuie recuperați. În cazul în care îi lăsați în ghiveci, s-ar putea ca ei să moară pe parcursul anului. Sunt șanse foarte slabe ca ei la anul să înflorească din nou. Chiar dacă îi udați, ei vor face ceva frunze și o floare foarte mică. Nici într-un caz nu vor avea flori bogate. Pentru ca ei să trăiască și să reînflorească, va trebui să-i mutați în grădină. Imediat ce floarea se usucă, ei vor trebui scoși din ghiveci și vor fi plantați în grădină cu tot cu frunzele. Frunzele vor asigura hrănirea bulbilor, iar ei vor înflori în anul următor. În cazul în care frunzele s-au uscat, bulbul s-ar putea să producă din nou flori, dar peste 2 ani. Le voi planta în grădina, alături de celelalte flori de primăvară, lângă alte lalele și zambile. Vom săpa o groapă. Zambilele trebuie plantate la o adâncime de 15 cm.